you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod aici de Call of Duty 2. Nu știu de voi, dar eu sunt cam trist. E duminică seara când filmez. Știți și voi cum e duminică seara. Cel mai trist moment al săptămânii. Și a doua armă ce am. Pistol, evident. Ia dăm cu amitraliera, băga mea și... Asta zici că e aia din CS sursă, de-aia dracu. Hai mă, încarcă rasa mătii. Da, am și CS să trag acolo. Bă, bă, atropul ăsta ce cade. Bum! Da, nici nu știu încotro să merg aici, văd că e război total. M-am obișnuit cu controlele de la Spec Ops, de la Incasic. Ai de viața mea ciudată asta aici. Da. Bine că nu mai filmez dimineața când sunt obosit total. Măcar acum seara sunt cât de cât mai energic. Aoleu, și prost dispus. Și nervos. De ce aș fi fericit că mâine merg la școală, futea mașina. Școala, cea mai mare curva societății. Cu toții mergem la ea, dar fără vreun sentiment de afecțiune, ci mai mult de forță, nu știu, pula mea. Hai mă, nu pot să drag printre scândurile alea, că cam aș pe ei. Ceva, luați o grenadă, duceți-vă în pula mea. Hai, pune-te pe cur, pune-te pe crouch, ne băgăm pe aici. N-am mai luat mitraliera aia, băga mea și piciorul. Lasă că găsesc eu o pușcă ceva de lutat. Ăsta e cu mine? A, night vision, ok. Bagă night vision-ul. Care șmecher futea mașină, norocul vostru? Ia de aici glonț cu pistolul. Eu trag cu pistolul, că-s mai șmecher, eram talent de pistolar din Counter, de când jucam pe servere de Gun Game și mă dădea la început cu pistolul. Luați-mă gloanțe în cap, putea mașină, norocul vostru, că-s nervos acum. Băgam ia și mâine am joală și am mate la prima oră. AK-46, ia, că asta pare a fi interesantă. Un fel de MP5 pare să fie această armă, dar... Ceva? Dă mai bine asta. Măcar are laser. Ok, și acum, în direcția asta să înțeleg. Pe aici văd că nu-i nimic. Friendly fire not tolerated. Frumos. Pe cât aveam takedown-ul pe V. Nu e takedown, dar e... Așa, bun. Și am vrut să-i dau cu lama. E, nu i-am mai dat cu nicio lamă. Și văd că-i blocat drumul. Bine că pot să trag acum așa fără să mai pun ținta, că e laserul ăsta. Auci. Ok, hai că mă sinucideam cu propria grenadă. Bă, de asta e un pic. Mitraliera aia să mă mai duc după aia? E, dă-o dracu. Hai, las că... Rămân la pușca asta. N-am mai luat nicio mitralieră. Ce avem pe aici? Una bucată Kalashnikov. O... Uite, asta o să-mi trebuiască. Poate o să am nevoie de un aghiu. Avea glonțul pe țeavă. Racheta. Mă rog. Stai mă, mai are rachete? Ok, văd că mai am rachetă pe aici. Kalashnikov, văd. Și cam atât. Pe aici trebuie să merg. Hai, deschide ușa credine. Creștine, pardon. Tu mori acolo. Că aici avem o bucătărie destul interesant. Ne-am dat niște cratițe, probabil de la dry cooker. Ia, ok, bun. Dacă am luat aici inteligența lor. Da, mă, pe aici trebuie să merg. Sau nu? Stai mă, pe unde trebuie să merg? Pe aici? Pe aici să înțeleg. Sau nu? Bă, trebuie să plec de aici. M-au debusolat de tot. Ia să-ți conect vision-ul, că văd că nu mai ai nevoie de acesta. Și ceva? Ia mă, de unde trag ăștia așa mulți? Ia luați o rachetă, ce ți-vă, drecu. Mai am rachete? Nu mai am. Hai să mă duc să iau o armă mai din urmă de pe acolo. Ceva pe jos, uite un Kalashnikov. Așa. Cască armă fără gloanțe. Mă folosesc de acest achet care dita mai reculul. Asta e altă parte. Bă, da zici că... Bă, da seamănă nițel cu Battlefield 2 la grafică jocul ăsta. Mă, ce trei gloanțe pe creție. Dar frumos, ăia stau acolo, e doar fix în pulă.
Bă, dar prost mai sunt și eu am... Aoleu, n-am făcut, n-am schimbat arma ce trebuia. F, așa, bun. Hai, du-te, măcar pe asta în Grenade Launcher. Ok, pe aici trebuie să merg. Ăștia se împușcă pe stradă. Perfect, gata, uite aici o pușcă. Bă, dă-o încoa. Era o armă pe jos, n-am apucat eu. Hai, dă-o încoa, atât, bun. Futu-ți Dumnezeu, măti. Și asta are așa? Bun. Bă, de unde dracului trage? Aoleu, ăștia trag din toate părțile. Total, da-mi pulea războiul ăsta. Bun, hai că măcar știu că nu mai trebuie să mă întorc să iau altă pușcă, că o iau pe aia de acolo. A, uite, una pe jos, era de-a mea. Du-te la adăpost, degeaba. Mai bine mă pun undeva și îmi pușc. Ce pușca mea. Ok, ce unii pe acolo. Și-a dat cu grenadă și n-am stat să o arunc înapoi. Băga-mi-aș pula în voi. Stai mă, fu. Nu mai ai grenada aia pe acolo. Și sunt idiot. Și iară sunt idiot. Lăsă, așa, bun. Căcamaș. În loc să schimb asta arma, dădeam cu flash-ul de pizda, mamilor, erau și pe pot, pe acolo și în spate. Mi-a dat aici mare glonț. Și sniper și de-aia cu AG-uri pe acolo. Ok, nu, a fost prost și a dat cu AG un țavă. Iar eu sunt și mai fraier, aș putea folosi asta. Și nici nu are efect, se pare. Javelin, ce-o mai fi și ăla, nu știu. Îmi zice să ridic ceva, da, nu pot să dau seama. Aoleu, ce-i pe parte? Ce? Ce mă pune să iau? Nu pot să-mi dau seama. Javelin. Ah, stai mă că e unul aici rănit. Asta trebuia să iau. Că cam aș pe aia, dă ăsta încoa. Stai mă, nu ăsta. Sau, ba da, focuse-mi bine. Mamă, ăsta e agheu de la șmecher. Bă, dă ăsta e și în Battlefield-ul. Și acum? Boom! Cum căca se duce racheta asta? Wow! Ce dracu? Ciudată rachetă, deci se duce în sus și se întoarce. Și mai trebuie să dau una. Ciudată rachetă. Cea mai ciudată armă posibilă.
Deci, oară mai tâmpită, n-am putut să văd în viața mea. Hai, du-te! Hai, dă-mi cu o pușcă. Sau, hai, las-o pe asta, că o să mai trebuiască. Bun, hai că ne-au făcut ăștia gaură prin gar și văd că pot să sar prin el. Sau, ban. Să văd că pot să sar prin el. Hai, bagă viteză atunci. Chestia-s cu mine. Mamă, nu pot să schimb arma, poate mai trebuie să dau cu aghiul ăla. Hai că-s deștept. Ok, m-au și ăștia cu grenadă. Ce naiba, nu mai am gloanță, e pușca aia. A, o aruncasem pe aia. Cred că rămăsesem fără rachete sau abar n-am. Deci trebuie să apăr tankul ăla, ok. Ai de pizda, mamilor, ce e acolo? Bă, jocul ăsta e greu să-mi bag pula. De, nu e. Ce să tragi, frate, că s-a acolo toată armata. Toată armata acolo. Dacă aș putea să sar aici... Dacă l-am marcat înapoi grenada, e bine. Trebuie să stau să păzesc tankul ăla și... Deci n-ai părut dă-n coază, n-ai părut camaș. Fai de capul meu, bă, deci prea greu jocul ăsta. Cade, pune-l pe dificultate uriașă, că de ce nu? Mă bag prin mlaștina asta și omor pe ăștia așa prin spate. Deci cam altă soluție n-ar mai fi. Hai de cap, meu. Trag din toate părțile ăștia. Și iar am dat de-am pule. Stai mă, dă ăsta. Mașa, am zis că mă bag printre ăștia aici. Cam aș pe el de joc, dar greu mai e. Trebuia să-l fi pus eu pe dificultate mare, că nu puteam să-l las pe normal, că de... Mi s-a urcat la cap, că a fost ușor ca Call of Duty 2, dar 4 e mult mai greu. Mai ales că aici te-am pus și cu mai mulți. Ăsta a murit, Dumnezeu să-l ierte, dă-mi cu apușca.
pușca și cureaua lată. Luați deci grenezi. Să mă rup prin spatele tancului, că mai este aia care dau cu agheu. Și luminează astea pe... Ai de capul meu, ce ai acolo? Hai, revinoți. Ce zboară gloanțele. Mai sunt și amplasa de pune. Nu puteam să fiu undeva sus pe un tur, să iau cu sniperul și gata. Ăștia-s plini numai cu agheuri, dau ăștia. Dumnezeu, mă, Sidar! Încep să vorbești cu Ardeleanu. Și o-s bucureștean tot tătă ziua. Hai că iar am vorbit cu Ardeleanu tătă ziua. Se vede că mă uit prea mult la Codrin. Greșeală, nu există niciodată prea mult Codrin, Bradea. Stai mă, unde e agheu de lungua? Am dat ca în cur. Încotro, pe aici. Nici nu mai știu, deci sunt atât, deci în jocul ăsta devin atât de împrăștiat că nu mai știu încotro trebuie să trag. Și asta și ok, suntem ascunși printr-un magazin pe aici. Tu ia un glonț în cap și taci. Uite, pe aici aș putea să merg. Hai de la o parte cutia asta și să-ți bagi pula, că nu, n-ai pe unde să te duci pe aici. Nu poți să sar peste teșghia. Văd că astea-s goale pe aici. Nu, frumos, nu se sparg. A, ba da, se sparg și geamurile alea. Bun, hai că am distrus asta. Așa că mai trebuie să distrug căcaturi de genul, nu? Auză ce trece asta cu motorul pe stradă. Cred că degeaba dau pe acolo, așa? Și că ar dat cu agheu. Încă un agheu. Dar trebuie să mă duc aici la... Dă-te mă la o parte în rasa mătii. Bun. Hai, trebuie să mă pun acum unde? A, aici la A, la A, da, pot să, să înțeleg. O, ce-o venit elicopterele. Oho, ne-au venit ajutoarele în sfârșit. Care trage în rasa, mă, si din spate de acolo? Au, ce asta cam durut.
Sper că asta a fost tot, că... Să ne regrupăm, haida. Dar ce t-alergă ăsta? Ok, înapoi la tank. Ce fuci grosor ăsta? Asta a fost. Asta a fost, că deja mi-am făcut destui, dragi. Bun. Deci cam atât cu acest episod. Nu știu dacă e prea lung sau prea scurt, că n-am ținut cont cât m-am împușcat cu ăștia. Nici nu m-am uitat la ceas, deși am aici telefonul lângă mine. Eu sper că v-a plăcut cum am murit în draci și cam atât. Ne vom vedea data viitoare. Până atunci, ciao les.